Dar cel care așteaptă în parcă drum. Da. Da, bine. Okay. Bună dimineața! Bună! Bună dimineața, bună noaptea! Nu mă decât. Ideți rădzâna, că eu nu vreau ca excursia să fie scurtă. Dă-mi un mesaj. Bună ripire! Ceau, ceau! Vă întoarceți! Vă așteptăm cu bine, de seară. Da, gata, mă, gata toți! Mai țineți bagajul, dar cu chestia. На тебе. Măcar unul, măcar 10, cât n-are important. Și te interesează să te nu mă duc eu. Dar poate eu mă duc mai departe și te interesează cu tine. Asta e așa, cum să ne dovedească că cu pasivitatea te duci la Iași. Nu, dar vreau să vin eu aici, că am da. Foarte mult. Nu aici, pe scaunul ghidului. Ce problemă? Ziua, copii. Mulțumim frumos, domnule Eugen. Ia uite, că uite, acustică aici. Aude? Aude toată lumea? Avem părinți. Mergem în pădrău. Știu, dar știți că întotdeauna copiii sunt cei mai importanti în viața noastră. Ca să nu pierdem timpul, mergem unde? Știu că avem și profesori, știu că avem și părinți. Mă scuzați, vă rog, așa? Mi-l bag în gură ca să auziți, da? Eu pot să dau mai tare dacă nu. Așa mai tare, nu trebuie să-l țin lipită de față, că doar nu-mi zi prima dată. Unde mergem în pădrău? Acum, stați puțin să-mi trag și eu sufletul și dumneavoastră. Eu nu am vrut de învăța Arabia deloc, dar de la... Se ambude, rugăm pe domnul șofer să conducă și doamna Ghid să ne povestească. Da, ne corectăm. Mulțumim. Ne corectăm. Sunteți atât de amabilă. Vă spuneam că eu nu am vrut în Basarabia, dar de la podul de flori, din mai 1990, mi-am căutat și mi-am găsit foarte, foarte mulți prieteni.
chiar am și cu mătru acolo în Basarabia, cât am și rude. Aici în capăt la semafor facem dreapta pentru că eu încerc pe cât posibil să respect un program pe care l-am făcut și mergem întâi la Bojdeuca lui Creangă. Goga Mare. Din cele 152 de case de rugăciune și sinagogi care au fost la Iași, pentru că la un moment dat mai mult de jumătate din populația Iașului a fost evrei, au rămas doar două sinagogi. Cea mai importantă, care este monument istoric, o avem acum în partea dreaptă, din 1670, este recent restaurată, dar pentru că în Iași nu mai sunt evrei, sau dreapta, da? în dreapta și apoi în capăt din nou dreapta facem noi. Vă duceți pe banda din dreapta. Știu Bojdeuca. Știți Bojdeuca. Foarte bine. Deci avem Sinagoga Mare, care după renovarea recentă, abia s-a terminat, va deveni muzeu al comunității evreiești, pentru că în Iași mai sunt foarte, foarte puțini evrei și aceia sunt doar în vârstă. Și am ajuns într-o zonă evreiască. Aceasta în stânga noastră este zona Târgului Cucului, cu o poveste fabuloasă, lungă, este greu să vă spun acum, iar în stânga acolo este Mănăstirea Golia. Noi vrem să ajungem și la ea pe jos. Și am pornit drumul se numește Strada Sărăriei. Este o stradă aproximativ paralelă cu Copoul și ajunge undeva exact acolo de unde veniți dumneavoastră, unde mașina ar fi trebuit să o ia la dreapta, acolo duce această Strada Sărăriei, se numește așa pentru că aici, pe aici, se transporta sarea. Este o stradă destul de aglomerată, să știți că astăzi avem evenimente multe în Iași, unele de care știam, dar unele de care nu știam am aflat aseară, că este un mare meeting mare în Piața Unirii. Noi o să încercăm să îl ocolim, că putem, pe jos putem să îl ocolim ca să ne vedem de treburile noastre. Deci suntem pe Strada Sărăriei, înainte s-a chemat 23 august. Și suntem la dreapta, dacă vă uitați, noi acolo trebuie să mergem. Da, sunt doar gândeala. Ok, bun, foarte bine, vedem puțin Copoul. Mulțumim frumos, domnule Eugen, că uite, ne duce domnul Eugen să vedeți puțin Copoul. Copoul fiind o porțiune care ține de jos, o să vă mai spun eu. O să vedeți că o să vă spun de mai multe ori așa, ca să țineți minte. Până de aici înainte, vreo 4 stații de tramvai, la capătul liniilor de pe Copou, așa știe toată lumea, unde este Institutul Agronomic. Așa cum vedeți, strada este organizată în așa fel încât casele sunt construite dincolo de parc, și într-o parte și în cealaltă. Este practic zona cea mai elitistă din Iași. Dacă îți spune cineva, băi, stau pe Copou, stai în zona aia bună. Domnul Eugen, acum în dreapta aveți o statuie recentă a lui Mihai Viteazu. Mihai Viteazu a ajuns și la Iași atunci, în 1600, când a făcut prima unire a principatelor. Și suntem aici într-o zonă și dacă vedeți pe mijlocul drumului, este un rond unde a fost un soclu și până în 1990, sus pe soclu, a stat și ne-a vegheat statuia ostașului sovietic, pe care am dat-o jos, bineînțeles, am pus-o într-o magazie, s-a cam uitat de ea, până când a zis, băi, dar hai să nu o ținem așa degeaba, și am luat-o și am topit-o și l-am făcut pe Mihai Viteazu, pe care l-ați văzut puțin mai încolo. În dreapta este Parcul Expoziției, un parc foarte frumos al Iașului. Se numește Parcul Expoziției pentru că în 1923 aici a fost o mare expoziție agricolă, cu multe pavilioane și cu multe expoziții de produse agricole. În spatele, în dreapta, în spatele Parcului Expoziției, este Grădina Botanică. Am înțeles că ați fi vrut foarte tare să ajungem la Grădina Botanică. Grădina Botanică și are o poveste fabuloasă, este cea mai veche din țară, 1864, dar până să ajung aici, pe acest loc,
unde este cam din 1963-64, deci după 100 de ani, săraca grădină botanică s-a plimbat prin Iași, prin vreo alte 4 locuri. Grădina botanică este foarte interesantă primăvara, în această perioadă, în perioada lalelelor, dar lalelele sunt acum trecute, este foarte frumoasă, deosebit de frumoasă toamna, culorile toamnei, și foarte frumoasă când sunt expozițiile sezoniere, sunt expozițiile de crizanteme, întotdeauna la sfârșitul octombrie, începutul lui noiembrie, în fiecare an, dar și în mijlocul lui februarie, când este expoziția de azalee și camelii în serele grădinii botanice. Eu sunt bolnavă de treaba asta. Eu când plec în excursie am vreo 3 aparate de fotografiat. Întotdeauna unul aici, e aici. Dar mai am unul mai sofisticat care s-a atârnat de gât și mai am și telefonul și mai am și stick-ul de la telefon. Deci vă dați seama cam cum arăt eu într-o excursie. Ca un pom de iarnă împodobit cu aparate de fotografiat. Bine ați venit, dragii mei, și mă bucur că ați venit și sunt convinsă că poate că ar fi fost cazul și la Bordeaux, că era un eveniment interesant. Și primul obiectiv este sufletul nostru, al românilor, fiind vorba de Ion Creangă. Dar am venit aici la Teiul Eminescu. Și ce aveți teiul mare din spatele bustului Eminescu este vestigiul teiului al Eminescu. Acum să vă spun câteva cuvinte despre parcul ăsta pe care îl vedeți acum atât de frumos. Undeva prin secolul XVIII, toată zona de aici, care se numește Copou, în toată zona asta erau doar păduri, vii și grădini. La un moment dat, până pe aici pe undeva, domnitorul a dat varilor boieri teren. Și atunci boierii și-au făcut conace, care erau ascunse în pădure, în vie, conace care au fost ulterior modificate și avem o mulțime de case boierești pe care o să le vedem noi pe drum, care sunt ale boierilor de acolo. De la zona aceasta, zona care era un fel de granița orașului, frontiera, vama orașului, încolo, teritoriile erau ale manuscriilor, ale biserică. În această zonă, nu vorbim de parcuri, în această zonă, undeva în colțul dinspre centru, era o stație de poștalion. Unul din domnitorii Panarios a construit, cam unde este clădirea aceea, un foișor de vânătoare. Deci erau codri, aici veneau boierii la vânătoare. De ce se numește Copou? Are o legendă povestea aia. Aceasta aceea că soția lui Vasile Lupu, domnitorul care a trăit și a construit și a făcut multe pe la 1630, o să ajungem și la biserica ce era la una din invaziile străine, soția Codoșca a fugit în pădure și a găsit-o foarte greu, după multe căutări, dar cu ajutorul unui Copou, și așa au rămas Atenție! Mai ce frumoși sunteți! Haideți, zâmbiți! Zâmbiți că sunteți foarte frumoși! Frumos! Andrei! Acum toți împreună! Toți împreună!
Я кажется, вон тот батя погубать. Да, я тебе. Facem un pic de istorie sau încercăm, haideți să încercăm să mergem în bibliotecă, să nu pierdem planificarea și când coborâm, vă povestesc. Mai bine mergem un pic, haideți. Să știți?
O casă boierească, vândută de mai multe ori, dar în această casă, la un moment dat, a fost și reședință domnească, pe vremea domnitorilor Calimachi. Reședința domnească avea o poartă. În stânga este o poartă, de fapt, aici. Erau multe alte clădiri în față și până la poartă era o stradă. Mai încoace, după 45, mai existau acele clădiri care erau foarte dărăpanate și erau foarte mare mizerie. Între timp, spațiul s-a modernizat, s-a eliberat toată zona până la poartă. Poarta este denumită Poarta Nădejdii și pe acolo trec studenții înainte de examen. Ați văzut? Am intrat în zona studenților mediciniști. Facultatea de Medicină, Institutul de Anatomie, Facultatea de Farmacie, clădirea mare de aici. Comentăm în particular cât erau de prieteni. Vă dați seama că pentru vremea aceea, această biserică a fost făcută de Vasile Lupu, cel care a construit și Treierat.
Trierarhiul s-a terminat în 1639, această biserică s-a făcut în jur de 1650. Deci vă dați seama că pentru vremurile acelea era o biserică foarte mare. Foarte mare, impresionantă și ca mărime și ca arhitectură, pentru că impresionează foarte tare și pilaștrii pe care îi vedem pe fațadă, cu capitelurile corintice, capitelul corintic știm că este capitelul cu frunze de acap, dar și turlele care stau pe acele baze stelate. Aici, în clădire, este și sediul Operei Naționale din ea și sediul Teatrului Național. Vedeți că sunt niște, erau niște plăcuțe și într-o parte și în alta. Au dispărut, au dispărut, au dispărut. Acum, thank you.
care titlul amintește că scris, a lăsat, scris că a făcut-o și când a făcut-o. Dintre toate bisericile de România, cea mai frumoasă pisania este pisania de la Treierat, unde Vasile Lucu spune, am zidit această sfântă rugă. Pentru că el a considerat că această biserică să fie o rugă pe Dumnezeu și să fie la fel de frumoasă ca o casetă de bijuterii, ca un chivot. Da, să știți, chivotul este o casetă de obicei din argint filigranat care stă pe Sfânta Masă. Ceva când era Mihai Sturza, ăla cu doar cu copou, doar așa, atunci o mai ars o dată. L-a refăcut și din nefericire o mai ars o dată. Nu erau pompieri. Bine, ele s-au tot refăcut, n-au rămas așa. Iar în 1900, când s-a hotărât să se construiască acest palat, aici era un palat, era palatul administrativ. În documentațiile pe care le-am găsit, știu exact cum arătați fiecare din aceste variante de palat. În 1883 a fost inaugurată statuia lui Ștefan cel Mare, făcută de un doctor francez. Printre români circulă vorba că n-ar fi statuia Ștefan cel Mare, că sculptorul a încurcat-o cu alta care o avea în lucru. Dar nu e adevărat, lucrurile sunt foarte clare. De ce se spune așa? Noi nu știm că Ștefan cel Mare cu barbă. Schițele pentru statuie au fost date de Gheorghe Asaghi, care au găsit un portret la o biserică monument de la Pătrăuți.
Și a zis, așa a fost în ultima perioadă a vieții, așa a fost Ștefan cel Mare. Eu, Ștefan cel Mare cu barbă. Dar, odată, că dacă vă uitați la, cum se spune, ale calului, atașamentul, chiar pe purta calului sub un bot este stema Moldovei, este capul de bot. Deci nici nu putem vorbi că s-au încurcat treburile, pentru că este strict. Apoi, pe coroana pe care o vedeți una altă mai jos, este mai cel mare, când ne apropiem o să vedeți că sunt inscripționate toate localitățile unde au avut loc bătăliile lui Ștefan cel Mare și ani. Deci iarăși nu putem să încurcăm. De altă parte, în heraldică, reprezentarea unui cal este strict legată de viața călărețului. Și cred că dumneavoastră știți că dacă atunci când un cal este reprezentat cu toate picioarele pe pământ, înseamnă că cel care este deasupra a murit de moarte bună. Dacă este un singur picior ca aici, a murit în urma unei răni de pe front, dintr-o bătălie. Și asta este cazul lui Ștefan cel Mare, știm, da? Iar dacă este calul în două picioare, înseamnă că a murit în luptă. Deci, ei, acum vreau să vă spun că astea sunt niște reguli de heraldică. Nu toate statuile le respectă, că dacă cei specialiști stau și caută și așa, dar aici sunt respectate. S-a făcut o...
așa. Thank you.
nu facem u-u, dar chiuim. Re-u! 3, 4! Bravo!